Așa. Punem așa la al doilea fișier, te rog, ești următor. Arătați că fracția 9 plus 15 arătați că fracția 9 plus 15 supra 9 plus 14 este ireductibilă. Ireductibilă. Asta am mai făcut. Sunt consecutive. Da, sunt consecutive și se... Și n-au nicio șansă să se divide prin ceva. Da. 3 pe 4. Sau, nu, el ăsta e mai mare de sus. Uh-huh. 4 pe... Dar acum am arătat, riguros așa, nu? Da. Probabil că observația asta că sunt consecutive e adevărată, dar nu e așa de temeinic argumentată. Uite, atunci o să facem așa. Pe 15, zicem 14 plus 1. Da. Deci plecăm de la fracția n plus 15. Dar ce fac eu acum? Îmi bat pe intervalul. Dacă îl fac repede, îți rămâi timp ții. Da, băi, hai, doar facem. Deci n plus 15 face n plus 14 plus 1, totul supra n plus 14. 14. Așa. Și acum se distribuie numitorul primei echipe și lui 1. Și vine n plus 14 supra n plus 14 plus 1 supra n plus 14. Se simplifică n cu 14, așa? Și rămâne 1 supra n plus 14. Și ăsta devine număr natural, adică complet ăsta, aparțin numerelor naturale, dacă și numai dacă, n plus 14 e divizorul lui 1. Da. Deci n plus 14 să aparține divizorilor lui 1. Adică să fie egal cu cine? Păi 1. Atât. Da. Înseamnă că n plus 14 să fie egal cu 1. Adică cum să fie așa? Lui n, da, care de la 0 acolo îi pui 14 și face 1? E fals. E fals, n-are cum. Deci nu se poate întâmpla niciodată. Nici cu 0 nu merge. Deci nimic nu merge. Așa. Ei, da, așa. Și ce? Ți-a rămas timp, nu? Da, hai să arăjăm o chestie. Nu, 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 luat chiar de 7 stele. Da, nu, 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 eu nu mă rog de tine. Ștefania. Nu negociăm. Bine, hai să negociem totuși. Știți de stabă. Bine, bine. Să fie foarte frumoasă, da, pentru exercițiul ăsta. Da, va fi o tablă foarte, foarte frumoasă. Da, Ștefania, chiar foarte. Ștefania, nu vrei să facem tot de cele care am compus mai devreme? Ia vezi tu cât timp este acolo, mai avem cât? Păi, încă 2 de secunde și după exercițiul ăsta. După aceea ești tu, da? Da. Gata. Am scos. Da, hai, stergeți mai repede ce faceți. Așa. Bine, Ștefania, acum, gata. Trebuie să desconectez și tu în varianta aceea, ca să ne ocupim mult timp. Da, da. Las că vă dau eu unul. 1 supra 1 plus 9. Așa. Ce să facem mai cu să iasă treaba bună? Nu, no, apă iau. Nu știu, Ștefania, ți-ai pus... Ai pus gând rău? Nu, vă iubesc. Da. Dar tu, dar să nu-ți dai seama că fiind în fața camerei, poți face de râs. Să mă faci. Să mă fac. Trebuie să dovediți că odată sunt și odată, profesor foarte bun. Odată și odată trebuie să mă fac de râs, nu? Da. Bine. Am mai focus. Uite, mi-a venit în minte o chestie. O chestie acum. Uite, cum arătăm noi că fracția asta 3n plus 5 supra 2n plus 7 2n plus 7 e număr natural. Să se determine aici. Așa încât
3n plus 5 supra-dn 2n plus 7 să fie lumea naturală. Păi... pe... 7... 7... 5... Uite, am uitat să spun. Da. Știi de ce? Că înainte n-aveam... aveam multiplu, vedeam repede la 3. Da, da. Ai fi 2 și 3 și cu 2 nu se împacă deloc. Dacă ar fi 4 sau... Da, e ciudat. Asta e chiar ciudat. Uite, aici, aici a fost foarte bine, că 4, da, nu știu, 4 și 8, e multiplu ăsta de 2 ori. Se vedea chestia, dar aici... Ce ne facem? La pe 3 n-am putea să scriem ca 3 minus 1 ori n. 3 minus 1, adică 2 n plus 1 n. Da. Să rupe pe asta. E bine pe mâna ta. Deci, în loc de 3 n, tu îmi propui să zicem, în loc de 3 n, zicem 2 n plus 1 n. Da. Deci, hai să luăm fracția. Trebuie să o prelucrăm pe asta, deci putea face 3 n plus 5. Totul supra 2 n plus 7 este egal cu... Tu mi-ai spus că scriem ca 2 2 n plus plus n plus 5. Dar nu era ori n, nu? 2 n și cu un n fac 3 n. Da. E bine. Da. La luptă. 3 mere, 2 mere și cu un mare. Da. E bine. Da. Plus 7 minus 7. A, tot da, stau da, cu ochii și jos. Da. Plus 7 minus 7, plus 5. 5. Totul supra 2 n plus 7. Și egal mai departe. Fac o echipă din 2 n plus 7. Da. Deci 2 n plus 7 pun într-o paranteză. Plus, plus un n care a rămas. N. Și 7 cum 5 minus 7. Da, hai să zicem nu 5, ei, să spunem 11, să fii mai mare, știi, ca să poți să faci vedere cea. Așa, și punem peste tot în loc de 11, aici 11. Să solenă 11. Și minus 7. 11 minus 7, bine cât? 4, nu? Da. Deci plus 4. Totul supra 2 n plus 7. Și acum să distribuim. Da? Pe 2 n plus 7 numitorul. 2 ori n plus 7 supra 2 ori n plus 7 plus n plus 4 supra 2 ori n plus 7. Și acum se simplifică 2 ori n plus 7, da, și rămâne doar 1 plus 2 plus 4 supra 2. 1 plus n plus 4. Da. Supra 2 n plus 7. Și Ștefania, 1 este. Hai să zicem așa. 3 n plus 11. Să scrim așa. 3 n plus 11 supra 2 n plus 7 devine număr natural. Dacă și numai dacă 1 este număr natural. Dacă și numai dacă n plus 4 n plus 4 supra 2n plus 7 este număr natural. Ah! Nu s-a întâmplat să fie un număr, că dacă era un număr mă descurcam, luam divizorii. Dar așa acum e tot urât. Foarte urât chiar. Când era număr, luam cu ăsta de jos să fie divizorii al lui celui de sus, nu? Adică, ca să poată face împărțirea, ăsta de jos trebuie să fie mai mic decât al de sus. Da. Când e divizorul 8, ce înseamnă? Care sunt divizorul 8? 2, 1, 2, 4, până la 8. Deci până la 8.
nu mai moare de 8. Da. Așa și aici. Că ăsta să fie număr natural, trebuie că ăsta de jos să fie mai mic decât al de sus. Da? Deci, spunem așa, aparțin lui N dacă 2N plus 7 să fie mai mic decât N plus 4. Și acum să scădem un N de peste tot. Da. Minus un N. Și atunci rămâne 2. Nu 2. 2 N scăzut un N, N rămâne. Da, așa. Rămâne un N plus 7, mai mic decât 4. Și acum? Păi să poate oare vreodată? Adică păi să... nu se poate. Adică e fals asta. Da. Adică nu există. Nu există N natural. Deci fracția aceea nu are niciun N. Ori de câte ori înlocuim, ori de câte ori înlocuim un N acolo, rămâne fracții, nu sunt parte exact. Deci N aparține mulțimii vide. Am văzut, am dat o chestiune care nu are soluție. Deci N aparține mulțimii vide, ar fi răspunsul. Dar probabil că există și ieșiții de astea. M-ar interesa să vedem ce idei găsim când nu mai este ăsta de sus multiplu ăsta de jos. Cum am fost aici 3N și 2N. Nemai fi multiplu, atunci lucrurile se complică foarte mult. Ce am găsit noi acum, ce am făcut, a fost o idee aceea de a fi pus în evidență numitorul la numărător, nu? Să facem împărțirea, dar mi-a rămas ceva în N. Aici e pentru mine starea de nemulțumire, că rămâne ceva în N și ăsta care rămâne nu se... Nu rămâne un număr, că dacă a fost un număr, cum a fost mai dinainte 11, cum a fost altceva, 8 sau știu ce număr, dacă ar fi rămas 4 simplu, luam toți divizorii lui 4. Dar dacă rămân și expresie în el, lucrurile se complică. Și aici vreau să văd eu dacă găsim o idee. Oricum, aici a fost doar o ieșire din încurcătură. Da. Dar nu a fost o idee trăsnet pusă la punct așa, ca să ne scoate din încurcătură orice situație ne-am avea. Deci eu vreau să pun așa. Iau tot urmă de 7N plus 3 supra 5N plus 1 să văd dacă există vreun N încât fracția asta să fie număr natural. Dacă există N. Te-aș ruga, tu ai început ceva foarte tare. Asta devine număr natural când ăsta de jos îl divide pe al de sus, mi-ai spus astăzi, da? Deci, spune, dacă și numai dacă, ăsta de jos, adică 5N plus 1, trebuie să-l dividă pe 7N plus 3. Ceva o teorie, dar nu mai amintesc că o am bine acum aminte. Nu mai amintesc, dar cred că cu tine am să mă descurc. Uite, e adevărat că 3 îl divide pe 6. Da. Da? Da, îl divide. Pentru că 6 e egal cu 3 ori 2. 3 îl divide pe 6. Atunci, eu zic că 3 îl divide și pe 6 ori 5. Da. Okay. Îl divide pe 6. Dacă îl divide pe 6, îl divide și pe 6 mulți cu oricine. Cu orice alt număr. Da, nu am spus și la scoară. Da? Da. Dacă îl divide pe 6, îl divide pe multiplul de 6. Da, era atunci la numere consecutive când se împărțea la 2. Dacă se împărțea la un număr par, mergea și la cel impar. Sigur că da, deci câtă vreme, atenție, e o idee deșteaptă, hai să o cultivăm, să o prindem bine. Dacă un număr îl împarte pe altul, atunci îl împarte și pe multiplul său. Poți să mulțești aici cu 1, cu 2, cu 7, cu 9, cu 99, cu un K. Cu K, în general, da? Deci, spunem așa, cum 3 îl divide pe 6, rezultă că 3 îl divide și pe
6 K. Oricare ar fi K. Indiferent ce cap e acolo. Adică, acest cap, dacă e 1, 2, 3, 7, 9, 99, da? Indiferent că el este incorporat, 3 ăsta în cine? În 6 incorporat. Și atunci, îl divide tot timpul pe multiplu de 6, da? Dacă, deci dacă D divide pe A, hai să zicem mai, dacă D divide A, rezultă că D divide A ori K. Asta este o primă observație care a făcut-o în zilele astea. De la chestia practică, care arăsă, dacă 3 divide pe 6, atunci 3 îl divide și pe 6 mulțit cu cineva. Dacă D îl divide pe A, atunci D-ul ăsta e divizor și A lui A mulțit cu un K. Corect, da? Da. Bun. Ia să mai văd o șmecherie. Uite, 3 îl divide pe 6, cum spuneam. 3 îl divide și pe 9. Atunci 3 îl divide pe 6 plus 9. E adevărat? Cât, cât face 6 și 9? 15. 15 și... Da, merge. Da. Deci dacă îl divide pe ăsta, îl divide și pe ăsta, îl divide și adunarea lor. Asta vreau să spun. Da, divide și adunarea lor. Cred că și scăderea. Ia să vedem. Deci 3 îl divide pe 9. Pe 9. 3 îl divide pe 6. Atunci 3 îl divide pe 9 minus 6, care face 3 chiar. Și divide pe 3, da? Deci divide și scăderea lor. Foarte tare. Deci ar veni așa. Dacă D divide A, D divide B, atunci D divide pe A plus minus B. Ori adună riscați, D divide. Și la împărțire mediu? Dacă D divide A, D divide B, D divide împărțirea lor, nu. Numai la mulțire, adunare și scădere, da? Da. Atât. La mulțire, adunare și scădere. Păi, cred că suntem pe punctul de a pune o șmecherie tare de tot. Ia să devin, zicem așa. Dacă D divide A, atunci D divide pe A ori K, oricare ar fi K pe care îl folosim. Oricare ar fi K. Cum am arătat aici. Dacă divide D ori A, ori A mulțit cu K, indiferent ce K pui acolo, da? Dacă D divide pe B, atunci D divide pe A ori P, ori în alt, ori, nu, A ori, ci B ori, B ori P, indiferent ce B pui tu acolo. Oricare ar fi B, oricare ar fi P, da? Da. Număr natural. Dar atunci divide și adunarea lor. Deci, dacă D divide A, D divide B, rezultă că D divide pe A ori K plus B ori P, că am arătat că divide și adunarea, da? Plus B ori P, indiferent ce K și P folosim numere naturale. Am văzut practic asta, da? Ia uite ce rezultat avem. Trăsnet. Foarte tare. Dacă D divide pe A, divide pe B, atunci D divide A ori K plus B ori P, indiferent ce K și P pui tu aici. Indiferent ce K și P. Că noi am luat-o așa, am luat-o ușoară. 3 divide pe 6. 3 divide pe 6 ori 5. Adică divide multiplul 6. Indiferent ce vei pune tu. Fie că pui 5, fie că pui 3, fie că pui 4, 3 îl divide pe multiplul de A. Și am văzut că la noi scăderea și am văzut așa rezultatul și acum tot ce am făcut până aici am adunat în expresia asta.
și mulțirea cu K și cu P și adunarea lor. Deci, practic, am adunat toată povestea asta. Ștefania Ștârg aici. Acum este momentul cel mai tare. Acum, dacă reușesc să fac și mai să îmbină toată chestia asta, uite, e adevărat că 5M, asta devine număr natural, dacă și mai dacă 5M plus 1 divide pe 7M plus 3, da? Da. Să spun încă o dată. 5M plus 1 divide... Divide pe 7M plus 3. Așa. 7N plus 3. Da, 5N plus 1 divide pe 5N plus 1? Da. Păi ca și mai zice, 1 se împarte la 3 se împarte la 3? Da, 3. Da? Se împarte, sigur că da. Și acum suntem într-o șmecherie. D divide pe A, D divide pe B. Deci ăsta e parcă ar fi de, ăsta e AU, ăsta e BU. Și atunci D, 5N N plus 1 divide pe pe A întâi. 7N plus 3 ori un K. Ori un K, indiferent ce K pui tu. Plus B, adică 5N plus 1 ori un P. Da. Oricare ar fi, oricare ar fi K și P pe care vrei să iei tu. Oricare ar fi K și P. Indiferent ce K și P pui. Da. Și atunci o să fii tu șmecheră și drept K o să alegem 5. Da. Da? Deci drept K alegem pe ăsta de aici 5 și drept P îl alegem pe 7. Ah. Da? Ca să facă 35 acolo, da? Și nu spunem adunarea, o să spunem scăderea. Bine. Că știi că am arătat și cu scăderea. Da, da? Plus sau minus aici. Așa. Deci de aici rezultă că 5N plus 1 divide pe 7N plus 3 ori ori 5, foarte bine, scăzut. Scăzut 5N plus 1 ori 7. Ori 7. Și atunci, 5N plus 1 se divide la 7... Mulțime, distributivitatea, da, 7 ori 5. 15. 7 ori 5, 35. A, 7 ori 5. Tu ai zis 3 ori 5, uite aici, da? Da. 35N. Da? 35 da. Plus 15 15 minus 7 ori 5 35 ori N minus 7, că din cauza lui minus, toate astea e cu scădere. Bucata asta, da? Și acum, 35 N, scăzut 35 N, se termin, fac 0. Ăsta e motivul care a făcut suspectele da. Astea. Și atunci echivalent N plus 1 divide pe 15 scăzut 7, 8. Da. Nu? Divide 8. Și am ajuns la 8, la număr. Da. Și 8 este un număr care care divizorii știm. Adică de aici rezultă că 5N plus 1 aparține tuturor divizorilor lui 8. E vorba de 1, 2, 4, 6, nu, 8, 1, 2, așa. Și începem pe rând, începem munca. 5 ori 9 plus 1 egal cu 1. 5 ori 9 egal cu 2, 0. 0, așa. De o rezultă că 5 ori 9 egal cu 0, adică nu egal cu 0. Da. Bun. Nu egal cu 0, e număr natural. Îmi place. Acum, 5 ori 9 plus 1 egal cu 2. Cu 2. 5 ori 9 egal cu 1. 9 egal cu 5. Cu 1 împărțit la 5. 1 împărțit la 5.
1 împărțit la 5 nu se împarte exact. Da. Adică 1 pe 5. Mai știm ce scriu acolo. 1 pe 5, care nu mai este număr natural. 1 pe 5 este o fracție. Altă variantă. 5 plus 1 egal cu 4. Acum, 5 n egal cu 3. N egal cu 3 împărțit la 5. 3 pe 5, zicem, repede. Da, 3 pe 5, dar nu mai este număr natural. După, 5 ori n plus 1 egal cu 8. 5 ori n egal cu 7. 7. Adică n egal cu 7 pe 5. N egal cu 7 pe 5, care nu, nu e număr natural. Și am epuizat toate cazurile și doar un n egal cu 0. Ștefania, dacă am niște emoții acum, să văd dacă mă duc și înlocuiesc pe n egal cu 0, să văd dacă se face împărțirea exact. Ia să vedem. Pentru probă, nu? Verificăm. Da. Pentru n egal cu 0, așa, pentru n egal cu 0, atunci o să fie 7 ori 0 plus 3. 7 ori 0 plus 3, supra? 5 ori 0 plus 1. 5 ori 0 plus 1 face 3 pe 1, care numă 3 pe 1 și așa 3. Este număr natural. Perfect! Și acum, orice al n am locuit, dar orice al n, totdeauna am rămâne fracții. Nu se mai simplifică. Ia să vedem. Păi... pune un n egal cu cât vrei tu, la întâmplare. N egal cu 6. N egal cu 6. Acum, 7 ori 7 plus 3 da. Supra 5 ori 6 plus 1. 5 ori 6. Avem 42 și cu 3, 45. Și jos, 5 ori 6, 30, 31. Care... 45 pe 31, nu se împarte 45. Nu se împarte, deși e clar că nu e număr natural. Nu aparte în el. Cred că am făcut cel mai tare găsițiu de când suntem împreună. Că, este fantastic, pentru că suntem în situația dificilă. Nu ca în găsițile anterioare, când am avut 8. E un număr, fie am avut un multiplu de acestuia. 8 n e multiplu 4 n. Și să pui tu în evidență, să parte exact, în situația în care ne-am basat acum cu 7 n plus 3 supra 5 n plus 1, n-avem între 7 și 5, nu mai pot să-l pun în evidență multiplu partea de sus. N-am nicio șansă ca să împarte exact. Rămâne n și lucrurile se complică. Și atunci, aceasta e teorema, teorema deșteaptă. Teorema deșteaptă, da? Așa îi spunem, deșteaptă. Deci asta e teorema deșteaptă care ne salvează, pur și simplu. Teorema deșteaptă care ne salvează. Da, poftim. Haideți, haideți. Nu, nu, că am început eu cu a cincea, dar nu înăuntru. Nu, pot să îi zic cu nicii mele, că am ajuns. Da, zi, te rog. Dacă D divide A, D divide B, D divide A ori K plus sau minus B ori P. Da? A ori K plus minus B ori P, indiferent de K și P pe care îl folosim. Da. Deci este spectaculos, spectaculos. Și aici a fost așa. Fracția asta e număr natural. Dacă și mai dacă ăsta de jos, se divide pe el de sus. Lucru care îl știam. Da. Dar 5n plus 1 îl divide pe 5n plus 1. Adică numitorul îl divide pe el însuși. Și mi-am creat condițiile teoremei de aici. Da. D divide A, D divide B, D divide combinația între A și B. 5n plus 1 divide pe 7n plus 3 ori K plus minus, am luat cu minus, ca să se poată reduce 5n plus 1 ori P. Da? Urmând ca să luăm pe K și pe P, așa fel încât convenabil să reușim. Haideți, gata, începem. Haideți să vă povestesc acum, că nu ne aude nimeni. Ștefania, de când a venit,
și-a pus în cap să vină până aici. Sunt foarte tare. Ea știe că are o șansă, dacă vine cu niște chestii foarte, foarte tari, să mă pună în curcătură. Și a fost o luptă strașnică dusă între mine și ea. Am negociat, am zis, măi, hai să mă iert, hai să-l las să te pus. Și nici vorbă. N-a vrut. Dar am avut baftă, că am găsit un negheșițiu, la care ne-au mâncat tot timpul. Și eu am scăpat și voi ați venit acum. Data viitoare mai văd eu, mă mai salvează el vreo idee. Până la urmă, când o să mă prind în niște, pus într-o situație așa, cât toate problemele le avem epuizate și o problemă dificilă, ce o să facem? O să facem și pe ce? Da. Nu? Am mai pățit-o așa. Am mai pățit și rușinea să nu o poți face. Asta e, omenește. Nu, Davide, o să mă întâmplu și așa. Cum a mers azi testul? Bine. Abia aștept. Bine. Mers bine? A fost fain. Subiecte, n-am subiectele. Păi de ce vreau? Pe le-au luat, le corectează la cușcoară. Dar bine, dar le corectează, dar trebuia să-mi iei minte, filmez, să filmați. Uite, nu aveam cu pozii cu telefon. Păi nu ne dădea voie. M-a spus să-l corect. Gata. Bine, hai să iau prima Ștefania. Da. Am vins, am trecut de ora asta. Rămâne să văd ora care vine. Ce lucruri frumoase am făcut noi astăzi? Hai să vedem așa la sinteza orei. Eu am scris toate răspunsurile mele. Da. Deci da. Să le trecem în revistă. Am vorbit despre fracție echiunitare, nu? Da. Acolo te trebuia să găsim necunoscutul, necunoscut aceea. Hai să vedem, să facem o sinteză așa cât de cât, ca să vadă Cristi și să aibă șansă să scrie la lecție. Deci, despre fracții, am vorbit și echiunitare, supraunitare, a fost și chestia aceea, cât mai mare ca unul, mai mic ca unul, am zis așa, supraunitare. Așa. 1, 2, criterii de divizibilitate. N-am avut criterii de divizibilitate. Da? Bună ziua, sume Gauss. Criterii de divizibilitate. Fracții reductibile, ireductibile, da, nu? Da. Fracții reductibile. Ireductibile. Și am scăpat de problema dificilă. Am scăpat de problema dificilă. Eu am scăpat. Da? Bun. La revedere! Iată că... Avem subiectul la clasa de la... Pe mine nu da. Avem o olimpiadă. Aaaa, și fain! Hai să vedem!